Salutare YouTube, sunt Aurel, sunteți pe canalul Iona Games și ne jucăm Farming Simulator 15 Gold Edition. Am avut cu tractorul ăsta cu cositoare la adunat de nutreț, de iarbă, de fapt, mai puțin că să și pornesc utilajele. Deci sunt pe față, dau un B, mergem pe spate și dau și aici un B. Vreau să umplu silozurile cu nutreț ca să fac rost de bani. Vreau să mă apuc de partea zootehnică a fermei și am nevoie de animale și de utilaje noi. Acolo ce-i drept am nevoie de represă de fapt baloți, de remota aceea de care a baloți, mai multe tehnologii ce-i drept am nevoie acolo. Și deocamdată o să tai iarbă spre episoadele trecute, că în momentul în care termin cu recordatul de, cum îi spune, de grâu și de orz, adun iarbă. Asta, îmi tai și pe față îmi tai. Ce să fac eu acum? Pentru că am recoltat de pe cele trei, cum îi spune, de pe cele două, că una este deja în plină recoltare, dar aștept să se mai coacă. Pentru că dacă vedeți pică dreapta asta acolo, eu joc pe timp real, nu mai dau timp înainte, pentru că acum chiar am ce să fac. Și m-am gândit să adun iarbă ca să fac, vă spune mai devreme, multe de silozat. Și ușor, ușor o să dau drumul și la, cum îi spune, la partea cu animale, la vite. De ce mă vreau să fac în prima dată cu vaci? Pentru că hai să vedem dacă sunt pe... Pentru că acolo face și gunoi, pot să fac și sere, sunt mai multe facilități acolo la... Și mai ușor, pentru că acolo, odată hrănite animalele, vin și cumpărătorii, cumpără laptele și ne intră bani automat. Deci e mai simplu. Bine, e mai complicat un pic la pregătirea hranei, trebuie să facem nutreț combinat, rații mixte, ceva de genul ăsta. Avem de treabă acolo. Ia să ajungem puțin, deci oprim așa. O să vin după aia cu hidrovorul și să strâng o singură brazdă ca să nu mă chine prea mult pe aici. Bine, cred că în episodul ăsta o să-mi cumpăr și ceva pământ. Pentru că am nevoie și de încă nouă parcelă, am doar 3. Să mai cumpăr încă una, chiar am bani de parcelă, ca să țin cât de cât adesea mea din episoadele mele de a cumpăra câte ceva în fiecare episod. Pentru că episodul ăsta nu știu dacă o să cumpăr ceva tehnologie, pentru că deocamdată nu am ce să folosesc. Vă spuneam mai devreme că nu, încă am cam terminat de recolta grâu și orz. Asta am oprit-o. Hai să facem și așa o chestie. Ușor, ușor, deci nu dărâmăm gardul. Să mergem, vreau să fac așa, să mă duc și pe lung. Deci, pornim și pornim la tăiat. Bine, acum o să merg să aduc windrover-ul și o să strângem și o să strângem tot... Bine, oricum ne mai trebuie o grămadă de iarbă să tăiem. O să umple așa repede. Hai să mergem și noi puțin mai așa, că e păcat să nu tăiem toată iarba. Bine, dar o să las hoistor de pe spate și o să merg mai cu ceapă în față și dacă e să mai completez. Hai să opresc totuși de pe spate. Faptul și de pe față. Pe cea de pe spate o să o strâng. Și pe cea pe față o las, dar pe cea pe spate o să... trebuie să ridic totuși un pic, că aici avem o bordură. Așa. O las pe asta de aici, pe spate, o las aici. Și luăm ăsta ca să strângem cât de cât. Am mai pus ceva pe aici, mai am într-o... aici, într-o celulă de asta mai am ceva de vândut. Deci nu e problemă că avem ceva de făcut bani.
Hai să luăm și noi asta. Sunt foarte mulțumit de tractorașul ăsta. Deci chiar se mișcă destul de bine, viteză, putere, tot ce trebuie. Bun. Ia să ieșim așa ușor, mai lung, ca să putem să facem corba asta aici, așa, frumos. Hai să-l desfășurăm. Sparăm coborâm și-l pornim. Acum nu știu dacă am eu loc pe aici, pe lângă gardul ăsta. Vedem imediat. Dacă am loc de remorcă. A, e ok. Bine, mai mă deranjează un pic gardul, dar nu e o problemă. Pentru că fac o singură brazdă și vin după aceea o singură dată cu remorca, așa trebuie să vin de 3 ori. Am scutit un drum. Totuși gardul ăsta nu îmi dă pace totuși, dar sper să ducem la bun sfârșit treaba. Am ales bucata asta pentru că e puțin mai extinsă. Bun. Hai să oprim totuși Wind Rover-ul și să luăm de aici. Ia, 2 secunde. Am ce am eu cu gardul ăsta, nu știu ce, cred că mă supără. Nu pot totuși să-l dărâm, dar o să încerc. Trebuie să mă cadeze puțin mai pe aici. Ia. Nu prea am făcut eu bine, dar totuși. Adică trebuia să mă încadrez puțin mai încolo, dar nu le-a voie gardul sau trebuia să facă cu manevră cu spatele. Dar nu e problemă, acolo o să mergem cu remorca și o să adunăm. Nu? Face o singură, din 3 face una singură. Cam asta e, 3 și ceva de fapt. Aici am lăsat, uite, puteam să tai și în partea asta, nu mi-a dat seama. Hai să oprim totuși, ca să nu împrăștii până nu... Deci, hai noi, pam, pe aici. Ia să vedem. Cam așa. Nu? Cam 3 brazde. Le comasează într-una singură. Hai să-mi puțin mai aici, că aici văd că am rămas... Puțin în afara brazdei. Și face a venit cu remorca, bine, dacă, cum spuneam, dacă nu reușesc să umplu din ce care pe aici cu astea, o să am în față cositoarea aia și o să completez cositoarea. Ia să oprim aici totuși să nu... Aici e complicat, trebuia să fac eu încă o brază sau încă o manevră, nu știu, ca să fac eu aici. Ia să dăm așa. Ușor, ușor, ușor. Și am făcut-o pe asta strâmbătare. Cam așa. E drept sau? E puțin ca șerpuit, dar cum venim cu remorca o să facem aceeași. Sunt curios cât o să umplă din ce am făcut eu aici. Stai că eram cu ochii la monitor, la altul și m-a dus un pic în strâmb. Gata. Hai să strângem totuși ăsta. Bine, mai erau acolo niște brazi de partea cu drumul, dar o să le iau așa direct. Uite ce frumos arată acum. Cosit frumos. Hai să nu șepe. Aș putea să cumpăr bucata asta pe mult, dar bine, o cumpăr degeaba pe asta pentru că n-am utilaje deoparte, așa că n-are rost. Asta o să las așa deocamdată, nu o să-l mai parchez. Că pe mult aici nu e problemă și o să adunăm cu remorca asta. Și pe aceea mergem la baza noastră, vedem dacă s-a copt între timp greu, să-l recoltăm, dacă nu, cumpărăm pământ și începe... nu pe cea din față vreau să o las. Asta l-a luat-o? Ok.
Hai să facem așa, totuși o manevră de asta de întoarcere așa puțin, ca să ne încadrăm direct. Hai să dăm pe spate totuși și aici celebrul VB și începem să adunăm. Până facem 100%, cred că o să mai mergem pe aici, prin zonă cu ositoarea totuși. Bine, s-adună destul de mult. 7%, bine, și remorca e destul de mare. Hai să facem aici așa o întoarcere. Vedem dacă putem să intrăm direct pe braza asta de margină. Exact pe asta am intrat. Bine, trebuie să ne primim puțin pe aici, că uite, mai rămas câteva dâre, dar nu e problemă. Bă, aparent s-adună ceva. Uite, deja avem 11%. Ceea ce e bine. Dacă nu, mai mergem, facem o plimbare pe aici. Cu tractorașul prin zonă și mai adunăm ceva. Hai, dacă pot să întorc eu așa puțin. Am fac așa. Ia să vedem. Și după braza asta din capătul ăsta. E foarte bine așa. Ușor, 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 ușor. S-a făcut bine totuși. Nu știu dacă fac măcar jumătate, dar e ok. Aici facem puțin curba, că ați văzut mai devreme cum am mers cu windrover-ul. Și acum ne încadrăm pe ceasta, pe ceasta la altă. Ia să vedem. Am tăiat-o peste tot, dar... Hai să intrăm pe dâra asta, ca să nu mai... dar mi-a rămas iar în spate acolo. Dacă am grăbit eu, totuși. Ce e la jocul ăsta, că în momentul în care rămâne... iar baia tăiată, nu dispare. Deci nu... chiar dacă o să crească peste ea, nu dispare. Și o să rămână cam urât pe acolo, pe zona aia. O să mai vedeți voi pe harta asta mea, unde mai rămas așa cât o mică pată de iarbă de asta tăiată, așa că... o să rămân și în zona asta, probabil. Eu sper să nu, da. Bă, fac undeva la 50%. Sper. Nu? 43. Ne apropiem totuși. Uite, 46. Bă, deja... uite, la procentul ăla era mutat în gard. Bine, dacă seria mea asta ar avea nume cum pun la celelalte, la seria de H1 și H1Z1 și la seria de Minecraft cum pun titluri, asta ar avea doar cu tractorul în gard. Am dat, cred că, de cel puțin 6-7 ori. Băi, făcut 54. Hai să adunăm și bucata asta totuși de pe aici. Hai să ferim totuși gardul. Ia, rămâne ceva în urmă? Nu. Bun, hai să facem o tură cu tractorul ca să... de fapt, fac altceva. Deci aici încă nu s-a copt. Am făcut eu un pic de treabă, dar zic să las totuși. Am zis eu că merg să cumpăr pământ. Și pe aceea mă întorc în... la adunat de iarbă. Ține și shift ca să mergem repede. Încă o chestie. Aici mi-a rămas o dură. Am probleme cu semănătoarea asta nouă. Acolo în capăt, dacă pun un muncitor, se blochează între copacii. Nu între toți, dar s-a blocat de vreo 2-3 ori. Și de-aia am centrat-o eu ca lume. N-am centrat-o, de fapt, n-am centrat-o cum trebuie și mi-a rămas dără aia pe centru, nesemănată și nearată. Mă gândeam că numai în seria mea, mai seria era alta, am avut probleme cu semănătoare, dar acolo era o semănătoare modată. Asta văd că și asta am probleme.
Hai să luăm bucata asta mare. 127. Și în momentul ăsta mai avem o bucată de pământ pe care trebuie să o și cultivăm. Și o să cultiv să notați cea nouă, unde am pus-o eu? Da, unde a pus semănătoarea? Unde a pus semănătoarea? Ah, gata, știu. Aici, la cartofi, la secla, la... Uite aici. Am pus-o că e mai lungă. Acum nu știu dacă are și... Ia să vedem dacă are și semințe. Trebuie să umplem. Dar avem bani. Dacă nu, mai vindem din siloz. N-are ce era de așteptat. Acum sper să nu se... Așa acolo los copaci. Să o iau pe asta mai mică. Hai să încerc totuși cu asta mare, că dacă tot am cumpărat-o. Bine, până o să dau eu drumul la partea cu... Cum îi spune? Cu pădurea, să tai cu drujba acolo. Mai durează un pic, așa că... Bine, drujba aș putea să-mi cumpăr, că e 5.000. O drujbă nu e problemă, dar... Problema este cu cei care, cu cel care eu până la... Fabrica aia de lemne. Hai să le umplem semănătoarea totuși. O să mai cheltuim ceva bani din bruma pe care o avem, dar trebuie să îmbrățișăm. Bine, dacă îi dădeam cu hașă, adică să angajez un muncitor, nu era nevoie să mai umplu semănătoarea, dar asta pentru a fi până la capăt cu simulatorul. A trebuit și tractorul să alimenteze un pic cu motorina, că mi-a pus de jumătate, da. Când apare acolo roșu, atunci. Gata cu semnătoarea asta nouă. Dacă să... Aici, în partea asta, văd că nu se blochează. Deci, aici, în dreapta. Acolo, stânga, e problema. Deci, acolo, în capătul ăla. Și nu la toți copacii, la câțiva s-a blocat. Văd că aici sunt copacii mult mai aproape de... Sper să n-am aceeași problemă. Vedem acum. Bine, eu o să las are pe el aici, dar eu știu să merg înapoi la să umplu. Ia. Pleacă bine sau... Așa, am pus tractorul ăsta mai... Cred că nu pot să facă față asta. Nu e bine. Nu e bine că tractorul ăsta săracului nu e așa puternic. Bine, în mod normal trebuie să-mi apară eroarea. Spune că motorul nu e prea puternic, dar nu știu care e. Faptul să o las așa. Aici o las. Și merg la... Dar stai, chiar aveam putea să pun pasta. Nu, hai să adunăm remorca asta cu iarbă, să o răsturnăm și pe aceea duc tractorul acolo. Hai să intrăm pe parcelă pe aici, care nu e tăiată iarba. Bun. De fapt, ar trebui să aleg una mai lungă. Uite pe acolo, pe marginea drumului. Gata, am găsit. Nu? Aici. Mai facem așa o rotiță. Nu? Și mergem până capătul acolo. Deci bun, suntem pe spate unde dăm V și... Nu, trebuie doar V. Așa, dăm și pe față V și B și încercăm să umplem, nu? Să taie în același timp să și adună. Și pe aceea duc eu tractorul repede în, cum spune, în fermă. Bine, asta era afara filmării, că deja m-am întins.
Nu am făcut mai lucru în episodul ăsta, doar v-am arătat chestia cu cositoarea și cu windrover-ul. Nu v-am arătat parcă până acum. Și am cumpărat pământ. Atât am făcut în episodul ăsta. Dar totuși remorca s-a umplut destul de greu. Cred că ar trebui să închid eu episodul aici și să umplu remorca în afara filmării. O să cultiv și bucata aia de pământ tot așa în afara filmării. Și în episodul următor, ca să fac așa o anticipare, o să mi cumpăr utrajele pentru baloți. Deci chiar o să încerc să adun baloți, să cumpăr și utilaj de la de întors fânul. Uite, am ajuns la un peco. Bun, hai să totuși să opresc să fac celebrul meu final. Bun, dacă v-a plăcut acest episod, vă invit să apăsați butonul de like. De asemenea, dacă vreți să văd, dacă sunteți nou pe canalul meu și vreți să rămâneți abonat la mine, vă invit să apăsați butonul subscribe. Până data viitoare, eu vă urez un sincer salut!